Casca de protecție a fost fatală boxerului Cătălin Gheorghe de la CSM Ploiești. El a fost învins chiar din primul tur la campionatul mondial care se desfășoară în Kazahstan. Gheorghe a fost eliminat după o decizie clară la puncte 0 la 3 de Luis Diaz, reprezentantul Venezuelei, la categoria 60 de kilograme. Sportivul ploieștean a declarat că a fost luat pe nepregătite, deoarece a boxat fără cască. Pentru el a fost ceva neobișnuit, având în vedere că nici antrenamentele de la Ploiești nu le făcea fără obiectul ce protejează capul sportivilor. Aiba a luat decizia ca la acest campionat mondial să se boxeze fără casca de protecție pentru a mări spectaculozitatea meciurilor, iar acest lucru s-a întâmplat pentru prima oară după 1984. Cătălin Gheorghe a fost primul român care a intrat în ringul mondial, fiind și prima competiție de acest nivel pentru pugilistul pregătit de Titi Tudor. România a mai rămas în luptă cu alți patru boxeri care vor intra în ring zilele următoare.